Te salut! În acest video echipăm împreună acest tablou electric cu componente ETI pentru un apartament cu două camere. Mai întâi îți prezint ce componente voi folosi, apoi trecem la conexiuni. Voi folosi acest separator cu siguranțe fuzibile, un FD10 1P+N, maxim 32 de amperi. În acest separator voi intra cu conductorii de alimentare, acesta este pus ca general. Pun și această siguranță automată 1P6A curbă B pentru a proteja releul de monitorizare fază. O voi fixa lângă separator. Acesta este releul de monitorizare fază monofazat HRN33. Cu ajutorul lui putem seta tensiunea maximă la care se declanșeze, timpul și tensiunea minimă la care se declanșeze. Am un video pe acest canal în care prezint toate detaliile și caracteristicile lui, te invit să-l urmărești. Acesta este un contactor modular monofazat de 63 de amperi, 220-240 de volți, frecvența de 50 de herți. Cei 63 de amperi reprezintă la cât rezistă contactele lui, nu la cât declanșează. Următoarea este siguranța cu protecție diferențială, un RCCB tip A, curent nominal de 40 de amperi și curent rezidual 30 de miliamperi. O fixez la o mică distanță de contactor pentru o aerisire mai bună. Aici am cele trei siguranțe automate 1P curbă B de 16 amperi pentru circuitele de prize. Le fixez lângă siguranța cu protecție diferențială în partea dreaptă. Ultimele trei siguranțe automate sunt tot 1P curbă B, dar de 10 amperi pentru circuitele de iluminat. Una dintre ele este de rezervă. Le fixez lângă celelalte. Trecem la partea de conexiuni. Pentru partea de comandă, adică releul de monitorizare fază, folosesc conductor cu grosimea de 1 mm, am pus maro pe fază, iar pentru partea de forță folosesc conductor de 6 mm, roșu pentru fază. Indicat este să folosești aceeași culoare pentru fază, dar nu este o problemă asta. Le pun pin pentru o protecție și un contact foarte bun, deoarece folosesc cablu multifilar sau lițat, cum se mai spune. Aceștia sunt conductorii de nul, culoare albastră, și aici voi folosi aceeași grosime ca și la conductorii de fază. Le pun pin și continui conexiunile.
Am terminat conexiunile la releul de protecție și contactor. Voi aranja conductorii frumos la final. Trec la conexiunile pe partea de forță. Din separator voi merge la bornele contactorului, iar din contactor la siguranța cu protecție diferențială. Conductorul de nul, cel albastru, din siguranța cu protecție diferențială, merge sus la borna de nul. În partea stângă se află borna de nul, iar în partea dreaptă borna de împământare. Cele două bării sunt despărțite pentru a nu se atinge între ele, au și protecție la atingere directă.
Se observă acum mai bine cum sunt poziționate bara de nul și bara de împământare. Folosesc acest bus bar pentru siguranțele monopolare. Am tăiat una din borne deoarece voi da continuitate numai la fază, către celelalte siguranțe nu și la nul. Montez și această protecție la atingere. O fixez. Se observă cum vine pusă. Doar faza va da continuitate către celelalte siguranțe monopolare. Mare atenție la această protecție a buzbarului, să fie tăiată puțin mai mare pentru a fi protejat la atingere directă. Va trebui să aranjez și conductorii. În acest moment, tabloul electric este pregătit. Aici voi intra cu faza circuitelor din apartament. Pot conecta aici 6 circuite. Conductorul de fază va intra în siguranțele monopolare, cel de nul la bara de nul, iar cel de împământare la bara de împământare. Tensiunea maximă la releul de protecție este pusă la 260 V, timpul la 1 secundă, iar tensiunea minimă o voi pune la 70% din tensiunea maximă. Găsești un video cu acest releu de protecție pe acest canal în care îți prezint toate funcțiile lui. În separatorul montat pe general am pus siguranță fuzibilă de 25 A.
Fixez și capacul să vedem cum arată. În aceste găuri care mi-au rămas aici pentru aerisire, voi pune acești obturatori din plastic după montaj. Ți-a plăcut prezentarea mea? Dacă da, dă-i un like și abonează-te la canal dacă încă nu ești. Găsești pe acest canal de YouTube mult mai multe videotutoriale foarte interesante. Intră și convinge-te singur. Eu îți mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!